pentru că ne place să petrecem cu stil. Prima oprire de astăzi e acasă la un rege. Vorbim, bineînțeles, despre amicul nostru șef Ciprian Ogarcă, regele prazului. Șef Ogarcă ne-a primit acasă la Craiova, unde ne-a pregătit un preparat tradițional împreună cu bunica lui în vârstă de 73 de ani. Și nu ne-au gătit oricum, ci cu muzică lăutărească. La mulți ani, România, la mulți ani, Pro TV, pentru că este zi de mare sărbătoare. Cum altfel ne putem petrece dacă nu cu muzică bună, dar și cu mâncare pe săturate? Așa că am venit în Oltenia la prietenul meu Ciprian Ogarcă, dar și la mamaia Nicuța. Bună ziua, la mulți ani! La mulți ani, România, la mulți ani, Pro TV, la mulți ani, Mimi! Bine că veniți bine la noi! Venit, da, bine că veniți la noi aici în Oltenia și, Mimi, noi pe lângă mâncarea bună care o făcurăm de azi dimineață, l-avem și pe maestru Cristian Bănățeanu, care e oltan de-al nostru. Ia zile, maestre! Bun găsit, oameni și la inimă frumoși, puși pe joc și chiui, român bine v-am găsit. Am venit să cânt cu drag, că românii mult îmi plac, și-o-i cânta lumea așa, la mulți ani România! Așa petrecem în Oltenia. Mamaie, sunteți în formă astăzi. Sunteți în formă astăzi. Da? Vă place să chiuiți, observ. Îmi place să și juc. Să și juc, să și chiui. Și am înțeles că vă place mult să și gătiți și de dimineață să v-ați trezit. De toate, să mama. Faceți ce ați făcut dumneavoastră astăzi. Mama. Mamaie, cu sărănțăstul, făcurăm puinică, pregătirăm aici fasolica, că nu vă spun. Turtițe făcute, coapte. De seara am pus apă pe Ia să vedem, ia să vedem cum arată. Mamă, aproape e gata fasolea. Mă, o pusă de seară la muiat, pusără în ciolanul. Mamaie, matale, să mă corectez. Pusărăm un kilogram de fasole. La noi cum e în Oltenia, fasoi, că mamaie, că la noi știi cum e la București, fasole cu ciolan. La noi e fasoi, da, ciolan, cârnați. Pusărăm morcov, mamaie, 500 de grame, 500 de grame de ardei. De ardei și mamaie, da, la final, ce punem noi, mamaie? O mână de azdravână de leuștean, mamaie. Leuștean. Dar înainte să mâncăm fasole. Hai, mă, mamaie, să mâncăm fasoi, să o servim și pe Mimi cu ceva tradițional de-al nostru, Mimi. Dacă slănină și ceapă. Slănină, ceapă și praf cu cârnăciori și turtiță de asta făcută de mamaie. Așa, mă, Mimi, bine ai venit la mulți ani, păi, dar noi așa petrecem. Așa, mă, mamaie, așa. Bine ați venit, mamă, bine ați venit. Ia să vedem, deci punem leuștean. De ce punem leuștean, Ciprian? Deci fii atentă, Mimi, leușteanul îl punem la final și e cea mai aromată plantă din lumea asta, din România, că la noi așa se face în Oltenia. În loc să punem pe lângă prazul care îl punem, noi punem și leușteanul. Dar care este rețeta pentru acea fasole care să fiarbă repede? Deci tot secretul. Așa. Bă, mamaie, rămasă pe petrecere. Așa. Deci, mamaie, hai să-i spunem secretul lui Mimi. Secretul ca fasolea să fiarbă repede, prieten, este să stea cu o seară înainte la muiat. Asta e tot secretul. Și după aia îi punem legumele, ciolanul și la final o mână de azdravână de leuștean. Eu zic că fasolea e gata. Bă, Mimi, eu zic că e gata, atunci hai să te și servesc. Să mă și cinstești cum s-ar. Spune. Mama mea, păi tu și ce merge asta cu turtițele alu, mamaie? Doamne, punem Doamne, cum miroase! Punem una și pentru prietenii noștri, pentru Șurubel, pentru Bogdan! Gata, ajunge, Cipriane! Oho, păi la noi așa suntem dar nici Mimi! Doamne, ajută la mulți ani, cum s-ar spune! La mulți ani, Doamne, ajută! Mamaie, chiuie! Și dacă chiuie... Păi și pe lângă mâncarea bună! Hai să ne mai cânte ceva, maestru Cristian Bănățeanu! Hai, mamaie! Hai toți oamenii jucă-n sora lângă mine. Ies cu toții la joc. Așa, mamaie, așa. Pro TV să avem noroc. La mulți ani! Veni de viață, petreceți până dimineață, și eu așa voi cânta. La mulți ani, România, mă! Această fasole bună, la mulți ani! I love you, prieten, la mulți ani!